Chiar dacă societatea furnizoare de agent termic din Giurgiu este pregătită și a început să dea căldură în școli, spitale și instituții publice, giurgiuvenii nu vor căldură în apartamente de teama facturilor uriașe. Până acum, doar două scări de bloc din oraș au solicitat căldură. Majoritatea spun că temperaturile de afară nu necesită căldură în calorifere. Refuzul vine și pe fondul facturilor, care vor fi mai mari, chiar dacă reprezentanții Global Energy spun că gigacaloria va fi facturată la prețul de 270 de lei. Ați vrea să aveți căldură de acum? Da. Nu. De ce? Pentru că deja se încălzește. Și mai facem economie. E în raport și cu anotimpul și de obicei parcă pe la 1 noiembrie era programată. Da, dacă o să fie o... să strică timpul, probabil că se decalează. Prețul gigacaloriei va fi de 270 de lei, nu va fi subvenționată până la 31 octombrie. E mult puțin, v-ați permite? Îți permis, nu-ți permis, căldură trebuie să ai. Asta e viața. Administratorii asociațiilor de proprietari susțin și ei același punct de vedere ca al celor pe care îi reprezintă și spun că este prea devreme să încălzim caloriferele, mai ales că la nivel municipal autoritățile încă nu au stabilit prețul gigacaloriei pentru această iarnă. Eu ca președinte nu pot să cer mai din timp acest agent termic față de contract. Și timpul de afară nu-mi permite ca să cer agent termic în perioada asta, ba fiind faptul că nu cunosc nici valoarea gigacaloriei și nici oamenii, dacă aș face un sondaj la membrii asociației, nu cred că aș găsi 10% care să accepte acest aspect cu livrarea mai din timp. Asta presupune niște costuri în plus în luna asta. Până vor ști cu exactitate cât îi va costa căldura la calorifere, giurgiuvenii preferă să-și pună o haină în plus în loc să ceară căldură. Facturile mari și chiar restanțele îi determină pe oameni să refuze oportunitatea venită din partea societății de furnizare a agentului termic, mai ales că autoritățile nu subvenționează gigacaloria pentru luna octombrie.